În primele două zile ale lunii iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Shopping City Suceava a devenit locul preferat de distracție pentru câteva sute de copii. Cei mici au participat la concursuri de desene pe asfalt, karting, precum și la ateliere de creație, handmade sau de pictură pe față. În plus, atât copiii cât și părinții sau bunicii care i-au însoțit s-au putut bucura de un adevărat spectacol oferit de elevii de la școlile din municipiu și Palatul Copiilor, dar și de școala Fly Dance Suceava. Sâmbătă 1 iunie, copiii talentați de la școlile din municipiul Suceava s-au întrecut în cadrul unui concurs între școli. Activitățile s-au desfășurat sub forma unui program artistic în cadrul căruia copiii și-au demonstrat aptitudinile muzicale, actoricești, dar și de buni dansatori. În plus, cei mai mici dintre copii au defilat în cadrul prezentărilor de modă oferite de magazinele din Shopping City Suceava, Evolmod, Fox, Kiltech, Champion și Taco Fashion. Cele mai bune programe artistice prezentate de echipele școlare au fost premiate de către Shopping City Suceava. Astfel, locul întâi, un cec în valoare de 1500 de lei, a fost câștigat de școala cu clasele 1-8 Miron Costin din Suceava. Locul 2, un cec în valoare de 1000 de lei, a revenit colegiului de artă Ciprian Porumbescu din Suceava, iar premiul special, un cec în valoare de 500 de lei, a fost câștigat de școala populară de artă Ion Irimescu. Aici. Astăzi am dansat, copilul a dansat pentru colegiul de artă și acum se distrează. Acum se relaxează prin desen, nu? Da. Ei, prințesa ar putea să se întoarcă puțin? Emi. Cum te cheamă? Emilia. Emilia, câți anișori ai? 6. 6. Și ce faci tu acolo? Desenez? Colorez. Colorez. Locul. Spune-mi și mie, ce îndeletnicire ai tu? Am făcut un fluturaj și eu. Tot un fluturaj. Cum te cheamă? Cecan Felice Ilinca. Felice, zi-mi și mie câți ani ai? 10. 10. Și ce ai mai făcut tu astăzi de ziua voastră? Păi, mai nimica. Temele am făcut. Temele. Și cum vă distrați de ziua voastră? Păi, punem glume, ne jucăm, jocuri tot felul. La 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 la.
Duminică 2 iunie, distracția a continuat la Shopping City Suceava, copiii participând la sesiuni de pictură pe față și jocuri, având totodată liber la vizionat filme la 3D Cafe. Fundația Ana și Asociația Juventus au organizat o tombolă cu premii la fiecare oră, astfel încât cei prezenți la eveniment au avut șansa de a câștiga numeroase premii. Sute de premii au fost acordate pe parcursul celor două zile din partea Carrefour, Baumax, Alexandria Librării, Champion, 3D Cafe, Pista de Karting Tokyo Drift, Fundația Ana, Asociația Juventus, Harivex, Ferovali, Adria, precum și revista Cutezătorii.